Părinte, trăim vremuri nu ușoare, aproape de noi, aproape de țara noastră, de aproape 2 luni de zile. Sunt milioane de oameni care trăiesc o tragedie care pare că nu se va termina curând. Unde este Dumnezeu? E o întrebare foarte bună, e o întrebare absolut legitimă, în același timp e o întrebare foarte, foarte grea, mai ales când iminența pericolului este atât de evidentă, mai ales când vedem victime, morți, refugiați într-un număr atât de mare la granița țării noastre, într-un secol în care am crezut că barbaria de la începutul secolului 20 s-a mai estompat, într-o lume în care am crezut și noi că evoluăm, iată, dintr-o dată, atât de aproape de noi se desfășoară drama ucraineană. Unde este Dumnezeu? Dumnezeu este alături de cei care suferă. Dacă este un loc unde este Dumnezeu în această situație, este cu siguranță alături de victimele acestui război. Întotdeauna Dumnezeu se așează sub crucea victimei. Și nu suntem în perioada asta pascală, în perioada Sfintelor Pătimiri, să știți că sub celălalt braț al crucii pe care fiecare dintre noi o poartă, se așează Hristos. Fie că este crucea suferinței, a bolii, a pierderii celor apropiați, a războiului, a crimei și așa mai departe. Da, este de fiecare dată când suntem confruntați cu violență, de fiecare dată când suntem confruntați cu nedreptate la modul ăsta maximal, care costă vieți și costă sânge, este o întrebare legitimă pe care avem dreptul să ne punem. Unde este Dumnezeu? Dar în același timp avem și libertatea să sperăm că există dincolo de arcul acesta al dramei în desfășurare, există un plan divin, un plan superior, există poate ceva de învățat, există un mod în care Dumnezeu compensează ceea ce se întâmplă. Sperăm. Părinte, poate mulți ar întreba ce Dumnezeu este acela care lasă să moară copiii, care permite să fie uciși copiii în burta mamelor, cum am văzut în Ucraina că s-a întâmplat. Este adevărat și asta este o întrebare legitimă, dar este un Dumnezeu care ne iubește și care, iubindu-ne, este forțat să ne respecte libertatea. Iar crimele acestea abominabile, faptele acestea abominabile nu sunt făcute de Dumnezeu, sunt făcute de oameni. Noi avem libertatea de a alege dacă ne racordăm, urmăm, suntem în acord cu legea iubirii, care este legea lui Dumnezeu, sau cu legea urii. Și câteodată, iată că se întâmplă aceste lucruri și tocmai această libertate Dumnezeu stă El însuși, sunt sigur, dacă putem formula așa, înmărmurit la nimicnicia aceasta și mișelia aceasta de care este capabil omul. Mă gândesc că și am văzut multe imagini cu oameni în subsoluri, cu oameni care fug disperați din calea războiului și cred că cel puțin odată, chiar dacă sunt oameni credincioși, s-au gândit de ce aș mai crede, m-a părăsit Dumnezeu. De ce ar mai crede un astfel de un părinte? În primul rând, pentru că este singurul lucru pe care îl mai poate face. În al doilea rând, pentru că este o lecție a proximității de Dumnezeu pe care o poate învăța sau nu. Este o mare întrebare pe care secolul 20 a lansat-o. Este o mare provocare teologică pe care experiența Holocaustului a lansat-o. Dar avem, și aș vrea aici să fac referire la Viktor Frankl, la unul dintre supraviețuitorii Holocaustului, care tocmai în acel calvar și-a dat seama că supraviețuirea lui însuși depinde de acest tip de speranță. Va trebui să credem în Dumnezeu în ciuda a ceea ce se întâmplă. Trebuie să credem în Dumnezeu în clipele noastre bune, ca și El să creadă în noi în clipele noastre proaste. Dar dincolo de poezia asta a teologiei, eu propun altceva.
Eu propun ca fiecare dintre noi, care nu trăim această dramă, să devenim actorii și agenții lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu poate influența cumva conflictul din Ucraina, o va face tot prin oameni. Și dacă binele se poate întrupa în istorie și soarta oamenilor din Ucraina poate fi îmbunătățită, lucrul ăsta se întâmplă dacă noi înșine alegem să fim agenți ai binelui, agenți ai lui Dumnezeu, oameni ai lui Dumnezeu, să-i primim. Am fost siderat să văd reacția unora dintre români care invocă nu știu ce nedreptăți istorice pe care le-ar fi comis Ucraina împotriva României ca să justifice împietrirea inimii lor față de mamele și copiii care fug ca să salveze viața. Acestor împietriți la minte și la inimă, aș dori să le amintesc că Iisus, ca să supraviețuiască, a trebuit să devină imigrant, a trebuit să fugă în Egipt. Maria, mama lui, Iosif și el, ca să supraviețuiască acest copil. Sfânt, acest Dumnezeu devenit om ca să supraviețuiască, a trebuit să aibă condiții de imigrant, condiții de refugiat. Așadar, reacția noastră față de refugiați și un examen pe care noi l-am picat și în cazul războiului din Siria, în care opinia publică românească a fost scandalizată de miile de islamici, hoardele islamice care vin în Europa, nu atacă Europa, ci își salvează viețile. Și dacă suntem creștini, trebuie să fim creștini până la capăt. Și măsura creștinismului nostru se dă și se ia, dacă vreți, și pornind de la reacțiile pe care le avem față de frații noștri. Nemai spunând că aici, hai acolo, ai putea spune că, domnule, e o reacție islamofobă și mai departe. Dar ucrainene sunt ortodoxi, nici măcar zici că dacă ar fi catolici sau de altă confesiune. Și sunt unii radicali care, domnule, condiționează binele de confesiune, de seama, limitarea minților. Dar sunt confrați ortodoxi. Și sigur, trebuie să discutăm și să spunem explicit, acolo este o altă dramă și o altă mare cădere care se desfășoară. Patriarhul Kiril de la Moscova, care este și patriarhul credincioșilor ucraineni, are un discurs al urii și un discurs care legitimează teologic violența. Este una din cele mai abominabile căderi și abatere de la creștinism. Și sunt foarte trist să văd cum nu există poziții oficiale de condamnare a lui Kiril, nu a războiului în general. Poziții oficiale din partea cui? Din partea liderilor bisericilor ortodoxe. Inclusiv bisericii ortodoxe române, înțeleg. Absolut. Da, da. Adică, sigur, am văzut că există poziții care condamnă războiul asumate oficial. Există poziția ale domnului Vasile Bănescu care vorbește explicit despre Patriarhul Kiril, dar opoziții la nivel central a bisericii noastre nu am văzut o referitoare la Kiril. La condamnarea războiului în general este un mod diplomatic de a formula, dar lucrurile astea trebuie spuse explicit. De ce credeți că nu se întâmplă acest lucru? Nu știu exact care sunt rațiunile pentru care nu se întâmplă acest lucru, dar eu cred că ar trebui făcut această afirmație. Ar trebui numit răul. Răul trebuie numit. Mai întâi trebuie să știi cu ce te lupți. Nu se poate să existe o asemenea abatere a unui patriar care, repet, are funcție de ayatollah acum, da? Imaginați-vă că el vine cu narativul legitimării teologice a crimelor din Ucraina. Nemai spunând care sunt proptelile lui, chipurile eliberează Ucraina de parade gay. Adică niște aberații care n-au nici înclin, nici mânică cu a fi om, nu a fi creștin sau ortodox. Dar ce se întâmplă, adică ce se întâmplă cu un astfel de om? Ce se întâmplă în mintea lui? O sminteală? Că nu înțeleg. Cum poate un șef al bisericii să legitimeze crimă? Explicațiile pot fi multiple. Poate fi, deci, în cel mai rău caz, în opinia mea, el poate să fie sincer, să creadă atât de smintit, pur și simplu, să creadă ceea ce spune. Asta ar fi partea cea mai dramatică. Partea cea mai imorală ar fi să fie condiționat să facă asta.
Cum poate fi condiționat să facă asta? Pe două moduri, pozitiv sau negativ. Pozitiv prin avantaje pe care le are personal sau instituțional, iar negativ prin temerea față de propria viață. Dar ce se întâmplă acum este o concluzie nefericită a unei teorii teologice, ea însă și abominabile, pe care am îmbrățișat-o și am mers cu ea, am defilat cu ea, care se numește Sinfonia Bizantină, chipurile, un mod teologic de a înțelege relația cu statul în termeni simfonici, în termeni buni, care sigur pe vreme de pace și când e nevoie de finanțare e foarte utilă, dar iată că pe vreme de război poate deveni criminală această ideologie. Biserica trebuie să-și păstreze libertatea de a declama adevărul și de a să-și păstreze libertatea de a rămâne întotdeauna suficient de independentă față de stat, încât atunci când statul intră în derivă morală sau de orice alt tip, să aibă libertatea să spună greșește. Să aibă libertatea lui Ioan Botezătorul, care a acuzat de imoralitate conducerea politică a vremii lui. L-a părăsit biserica pe Dumnezeu? Este o afirmație foarte generică și pe Dumnezeu biserica nu-l poate părăsi. Oamenii din biserică îl pot părăsi pe Dumnezeu. Părinte, spuneați de că ați văzut suflete împietrite în această criză a refugiaților. Când a fost vorba de români, și probabil situația este similară și în alte țări, dar haideți să vorbim despre ce se întâmplă aici. De multe ori am auzit că Dumnezeu este în tot și în toate. Este și în oamenii care fug, este și în acești oameni despre care a spus că au sufletele împietrite? Cum vine asta? Dumnezeu ne iubește în egală măsură. Dumnezeu iubește în egală măsură și victimele din Ucraina. Și o să spun și trebuie să spun că iubește în egală măsură și pe agresori. Însă este de partea victimelor din Ucraina. Și când va fi să judece, va judeca după adevăr. Sunt absolut convins de acest lucru. Și dacă este să fim nu coerenți și fideli învățăturii lui Iisus, care a venit cu un mesaj al iubirii, cu un mesaj al binelui, cu un mesaj al toleranței, nu putem să nu avem luciditatea de a numi răul rău. Nu putem, ca pentru scuze sau argumente pseudo-istorice, nu putem pentru poziționarea față de o ideologie sau alta, de o alianță militară sau alta, de un spectru politic sau altul. Nu putem, în funcție, pentru că există variabilele astea, să nu putem să numim albul alb și negru negru, răul rău și binele bine. Este foarte clar cine este victimă și cine este agresor în conflictul din Ucraina. În ochii omului de rând, în ochii politicianului, în ochii credinciosului, în ochii patriarhului. Părinte, recunosc, nu știu dacă aș putea iubi un criminal. Nu știu câți Iisus oameni ar putea. Invită să... Ce spuneți dumneavoastră este adevărat și tocmai aici este măsura și provocarea pe care o lansează Iisus. Că să-L iubești pe Cel care te iubește e ușor. Să-L iubești pe Cel care îți face bine este ușor. Dar să-L iubești pe Cel care îți face rău nu este omenește, este dumnezeiește. Este o invitație pe care Iisus o lansează. Fiecare dintre noi, într-o măsură mai mare sau mai mică, putem să facem asta. Dar dacă nu putem, măcar să nu-L urâm. Dar dacă nu putem nici măcar să nu-L urâm, și vedem că există ură în sufletul nostru, măcar să încercăm să ne temperăm. Adică suntem pe arcul ăsta, care e un continuum al vieții creștine și al vieții morale. Să încercăm să avem o viziune asta melioristă, să încercăm întotdeauna să ne îmbunătățim. Dar ținându-și, putem face asta doar ținându-ne
compasul moral absolut acordat. Adică Nu să... cred că sunt lucruri neclare în problema Ucrainei. E foarte ușor de văzut ce e rău și ce e bine. Ce spuneți dumneavoastră e ca și cum ar trebui să-L căutăm pe Dumnezeu? Să-L căutăm în fiecare zi, în fiecare clip a vieții noastre pe Dumnezeu? Da, și El se naște în noi, se întrupează în noi, ne înviază și pe noi, funcție de cât de mult bine facem. Făcând faptele Lui, El se întrupează în noi. De asta am spus și mai devreme. Haideți să devenim agenții ai binelui. Haideți să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în lume prin noi. Și cum putem face asta? Nu putem merge acum în teatru de luptă să salvăm oameni. Dar oamenii care vin la noi în țară cu nevoie de ajutor, haideți să-i ajutăm. Iar dacă nu putem și nu vrem să-i ajutăm, măcar să nu vorbim împotriva. Măcar să ne tacă gura care dă glas acelor minți strâmbe. Am rămas șocat să văd coerența asta și continuumul ăsta între mișcarea ultraconservatoare creștină care este antivaccin, antiștiință și s-a convertit dintr-o dată în anti-ucraineană pro-putinistă. Deci bula asta radicală prezentă din nefericire în număr considerabil în Biserica Ortodoxă Română și nu doar în Biserica Ortodoxă Română, că și în celelalte culte creștine care au zona lor radicală și e firesc, sociologic este firesc ca în fiecare confesiune să existe zone de radicalism, de altfel în fiecare religie există, da? Dar totuși atâta ură, cum să vă zic, în numele iubirii, adică, dom'le, aș înțelege asta de la o facțiune din asta radicală politică care le-am mai văzut eșuând sau lucrând în istorie. Dom'le, au o credință din asta, mă rog, să zicem că poate fi de înțeles. Dar de la creștini, de la oameni care îl iubesc pe Iisus, să văd atâta ură împotriva, ne mai spunând că împotriva confraților români care, cum să zic, se exprim. Deci nu am crezut cât hate am putut primi și vedea pe social media dacă îndrăznești să te exprimi într-un sens sau altul. Dar de ce? De ce se întâmplă lucrul acesta? Nimic nu unește o comunitate mai mult decât religia. Nimic nu divide o comunitate mai mult decât religia. Într-un conflict, știți, eu nu cred în războaie religioase. Cred în războaie care au fost justificate mai mult sau mai puțin teologic. Dar justificarea teologică, ceea ce face Kiril în realitate, reprezintă pentru conflictul ca atare cam ceea ce reprezintă vântul pentru un incendiu. Da? Puterea de a amplifica, să zicem, a suprastratului explicativ teologic, puterea de a amplifica un conflict este exponențial. Părinte, ce ne mai salvează atunci? Trebuie să... Se pare că nu am învățat încă să fim oameni. Se pare că secolul 20, care a fost cea mai sângeroasă lecție pe care a primit-o umanitatea în întreaga ei existență. În întreaga ei existență. Câte victime ale violențelor de natură politică a existat în secolul 20, nu a existat de când există umanitatea. Se pare că n-am învățat nimic. Și când vezi oameni cu trăsături psihopați în sens tehnic, evidente. Când ai puterea de a controla un arsenal nuclear unui om cu clare trăsături psihopatice, te întreb, dar în mâinile cui stă soarta noastră? V-aș întreba eu acum, poate aveți un răspuns mai degrabă decât îl am eu. În mâinile cui stă soarta noastră? În ultimă instanță, aleg să cred că în mâinile lui Dumnezeu. Dar în același timp, asta e o afirmație care
nu invită la deresponsabilizare, în sensul că nu mai putem face nimic. Dacă răspunsul e că în mâinile lui Dumnezeu, afirm în același timp că Dumnezeu lucrează exclusiv prin oameni. Și atunci, în sensul ăsta așa extins, este și în mâinile noastre. Este și în mâinile noastre. Să renunțăm odată la ideologia asta care a născut atât de multă crimă, la naționalism. Și din nefericire, să spunem adevărul, ideologia asta care a fost străină de creștinism, creștinismul, să știți că este universalist ca vocație. Creștinismul ca vocație nu poate fi limitat etnic. Naționalismul ca ideologie politică s-a suprapus și a fost acceptat în mod absolut nelegitim de creștinism. Și din nefericire, ultimele flașnete ale acestei ideologii criminale au rămas bisericile în estul Europei. Și sigur, mișcările de extremă dreaptă. Nu întâmplător există atât de multă compatibilitate. Va veni poate momentul cândva. De fapt, dacă noi n-am fost să facem în stare să facem un proces comunismului, e grea speranța. Dar poate va veni un moment în care vom judeca teologic și derapajele ideologice. Și să spunem lucrurilor pe nume. Părinte, să iubești și să spui adevărul doare? Costă. Da, poate să doară. Pentru că atunci când spui adevărul, există posibilitatea să existe consecințe. Dar merită? Merită pentru că este eliberator. Adevărul vă va face liberi. Este o afirmație, nu? Pe care o găsim. Este o afirmație creștină. Adevărul vă va face liberi. Părinte, în ultimii ani, sunt ceva ani, în care am văzut că relația, să zic așa, poporului cu biserica s-a deteriorat. Din diverse motive. Despre biserică s-au spus multe. Dar vreau să vă întreb altceva. Am prieteni care îmi spun... De ce să cred când Dumnezeu nu există? Nu am văzut niciun miracol, nu mi s-a întâmplat niciun miracol, nu am nicio revelație. De ce să-L caut? Pentru că nu există. Cum ați convinge un astfel de om? Ce i-a spune cuiva care vă spune asta? Aș spune următorul lucru. Mai întâi, haideți să ne uităm din perspectiva lui Dumnezeu. Să încercăm să ne uităm din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu, să știți că ne respectă libertatea inclusiv de a nu crede în El. Da? Dacă este să privim lumea prin ochii credinței, există un milion de argumente că El există. Dacă este să privim lumea prin ochii asumați ai necredinței, putem spune că nu există. Da? Dar poziția, primul lucru pe care l-aș face, aș face următorul. Dom'le, poziția rațională este nu poți afirma că nu există. La fel cum nu poți afirma că există. Pentru că când cineva îți spune, dom'le, eu nu-l văd, deci n-am dovezi, deci nu există, trebuie să facă exercițiu în continuare. Bun, atunci dăm dovezi că nu există. Tu spui, lipsa dovezilor că există, nu sunt dovezi că nu există. Deci poziția rațională este să declari, domnule, nu știu dacă există sau nu. Deci agnosticismul este alegerea rațională, nu ateismul. Agnosticism. Și după aia, sunt multiple moduri în care te poți aplica. Haideți să ne uităm mai întâi din punct de vedere al sociologiei. Care este utilitatea socială a religiei? Există părintele sociologiei cunoașterii, Peter Berger, cu Lukman, a teoretizat foarte mult după aia cu privire la sociologia religiei și spune așa că religia într-o societate funcționează ca un soi de baldachin sacru. Baldachinul este un acoperământ. Și ce funcție sociologică are acest baldachin sacru? El ne ajută pe noi ca și grup, ca și societate, să depășim disonanțele cognitive. În sensul în care atunci când ajungi într-o situație în care nu există explicație, da? Religia funcționează ca o ieșire din sistem, da, ca un debușeu. Deci acesta este rolul social. Nu întâmplător
ori de câte ori în istoria umanității, care este atât de lungă, a apărut un grup uman, a fost însoțit întotdeauna de o practică religioasă. Religia, în diversele ei forme, ne este cumva a fi om, presupune, da, un substrat religios. A fi, homo religiosus e parte constitutivă a lui Homo sapiens, mai ales atunci când vorbim de societate. Dar sociologia ne mai învață un lucru extraordinar. Și există o teoremă a lui Thomas, se numește. Când un grup de oameni consideră o situație a fi reală, atunci ea devine reală în consecințele sale. Cu alte cuvinte, indiferent de pildă, indiferent dacă există sau nu Dumnezeu, dacă un grup de oameni alege să creadă că El există, atunci El devine real în consecințele sale, în consecințele acestei credințe. Și măcar pentru acest motiv, această prietenă a dumneavoastră trebuie să se comporte ca și cum Dumnezeu ar exista. Pentru că dacă există un Dumnezeu al iubirii, există un Dumnezeu care este binele absolut. Dacă noi credem în El, atunci El devine real în consecințele sale și în sensul ăsta se naște în lume. Măcar din perspectiva asta utilitaristă, prietena dumneavoastră trebuie să înțeleagă că este utilă această credință a unui corp social în Dumnezeu. Dacă face pasul următor și se aruncă în gol prin credință, că credința este un act de a te arunca în gol, fără niciun argument. Că dacă nu, ar fi încredințarea, aia nu mai e credință. Când ai dovezi și argumente, aia nu mai e credință. Dar nici libertate. Dacă Dumnezeu, dacă existența lui Dumnezeu ni s-ar impune prin dovezi, că dovezile îți impun realitatea, nu? Când există dovezi, nu mai ai opțiunea să crezi sau nu. Trebuie să crezi. Dar nici libertatea de a crede. Corect? Și atunci, trebuie să înțelegem că credința e un salt în gol, e un lucru greu de făcut, dar e un lucru care ne respectă libertatea. Și tocmai de aceea este virtute în credință, pentru că avem libertatea să credem în Dumnezeu. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, constitutiv credinței, este un dram de necredință. Pentru că nu știm niciodată. E un pariu. Nu? Celebrul pariu al lui Pascal. Deci dacă nu cred în El și El există, am pierdut totul. Dacă cred în El și nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă cred în El și El există, am câștigat totul. Dar continuă Pascal. Atenție! A paria că El, a spune că El nu există, înseamnă a paria că nu există. Deci nu există poziție neutră. Trebuie să pariezi. Dar a nu paria că există, înseamnă a paria că nu există. Spuneați că prima opțiune, să zic așa, este cea agnostică și a zis nu cea atee. Nu prima, e o opțiune rațională. Adică concluzia rațională este că, domnule, nu știu. Nu pot demonstra nici că există, nici că nu există. Asta e poziția firească rațională. Dar sunt foarte mulți care se declară atei. Există... Da. Există un ateu autentic? Există în realitate ateul? E gluma aceea, până începe să cadă avion. E, știți, comunist până te îmbogățești, feminist până te însori și ateu până începe să cadă avionul. Nu știu, există o poziție, dacă vrei să ideologizezi anticreștinismul sau antireligiosul, dacă vrei să-l ideologizezi, devii ateu și atunci devii un militant, dar ești un, e un, nu e ateu, e un soi de antiteu, știți? Și atunci începi să dezvolți o parodie de religiozitate, care e o religiozitate negativă. Cum a făcut de altfel și socialismul, care sunt de fapt religii politice. Ideologiile secolului 20 sunt, de fapt, niște religii lipsite de Dumnezeu, surogate religioase. Părinte, ați avut vreodată vreun moment în care a zis că Dumnezeu nu există? Fiecare
om sincer trece prin lupta aceasta cu el. Credința este o luptă, credința nu este un dat și credința presupune un efort. Un efort de a sta în tensiune cu tine însuți, de a sta în tensiune cu lumea, de a sta în tensiune cu Dumnezeu. Dar efortul ăsta și alegerea asta, de multe ori irațională, de a crede în El, îl naște pe Dumnezeu în tine. Există oameni Dar care... pentru că te lovește marile întrebări ale vieții. Iar campionii aceștia declarației credinții și impecabilii virtuții creștine, i-aș invita să meargă la un spital oncologic pediatric. Și în fața acestei suferințe să-și declame ei lipsa de îndoială. A fi credincios autentic înseamnă să-ți pui cu adevărat și la modul absolut sincer și nu doar declarativ problema aceasta. Ați deschis întrebarea, ați deschis discuția noastră pornind de la drama care se întâmplă lângă noi și la problema existenței lui Dumnezeu. Este o problemă filosofică și teologică fundamentală. Care este relația dintre existența lui Dumnezeu și existența răului? Unde este Dumnezeu atunci când răul își desfășoară forțele în istorie? Și ăsta nu e un lucru abstract. Când copii nevinovați mor de cancer, când mame însărcinate sunt violate de brute, de soldați ruși. Da, e o întrebare legitimă. De ce nu a intervenit Dumnezeu? Iar a expedia această întrebare plină de miez printr-un răspuns din acesta, lasă, ce judești tu, care Dumnezeu rațiunile lui, înseamnă să eviți răspunsul la întrebare. Pe care eu personal nu îl am. Dar accept faptul că nu îl am, mă doare faptul că nu îl am și pot să plâng și să strig către Dumnezeu această durere a faptului că nu am răspunsul ăsta. Am voie în rugăciunea mea să-i spun lui Dumnezeu că e nedrept ce se întâmplă. Dar nu e vina lui și am încredințarea că este alături de victime. De aceea sunt chemat eu ca și creștin, vocația mea este să fiu alături de victime. Indiferent ce s-a întâmplat în istorie. Indiferent cine este celălalt care este victimă. Că este de altă religie, că este de altă rasă, că este de altă orientare sexuală. Când este victimă, sunt chemat să o ajut, indiferent de cine este celălalt. Părinte, există și o, să zic așa, o credință, în ghilimele, de frică? Adică mi-e frică că poate nu o să ajung în rai și atunci zic că fac o faptă bună. Dau un ban unui cerșetor sau o pâine. Poate exista și astfel de raportare. Am vorbit despre utilitatea socială a religiei, da, răspunde marilor noastre frici. Și una din fricile fundamentale ale oamenilor este frica de moarte, frica de soarta noastră de dincolo. A face milostenie ca să-ți asiguri viața bună de dincolo e un lucru relativ mercantil de a vedea lucrurile. Dar haideți să privim fapta asta bună în altă lumină. Dacă fiecare dintre noi ar face o faptă bună, una măcar, pe zi, lumea noastră s-ar schimba și în istorie s-ar naște binele. Și o să vă dau un exemplu ca să înțelegeți ce vreau să spun. Vedeți, când Dumnezeu a făcut lumea, dacă ne uităm la modul în care e prezentat în Cartea Genezei, istoria noastră aceea de început, la modul, cu limbajul la mitologic de a prezenta lucrurile. Dumnezeu a făcut lumea, dar l-a făcut pe om și după aia a zis, uite, pune tu nume animalelor. Cu alte cuvinte, el și-a terminat proiectul, dar nu l-a terminat. Mai întâi și-a asociat pe om ca și copartener al creației. Da? După care vine Iisus
instaurează împărăția lui Dumnezeu, o începe și ne invită pe fiecare dintre noi să dăm naștere în lumea aceasta împărăției lui Dumnezeu, care n-a venit de plin, dar va veni, dar se naște în jurul fiecare dintre noi dacă facem faptele împărăției. Cu alte cuvinte, noi putem alege să fim, chiar putem alege să fim parteneri de proiect, să facem parte din proiectul împărăției lui Dumnezeu. Cum? Făcând fapte bune. Putem privi simplu, Domne, dau acum o pâine și lasă că îmi dă pe cealaltă lume Dumnezeu. Da, e un mecanism simplu de a gândi. Acum e dificil de predicat pe înțelesul tuturor care poate fi motivația filosofică, teologică a faptei bune. E un mod simplu de a privi. Dau acum să primesc pe lumea cealaltă. Dar să știți că există în spatele acestei fapte o afirmație esențială. Că binele pe care îl faci concret acum reverberează până în eternitate. Și noi alegem să credem asta. La fel cum răul poate reverbera în eternitate, dacă nu Dumnezeu, dacă nu taie Dumnezeu la un moment dat reverberația asta. Nimic nu este fără consecințe. Părinte, deci toți oamenii pot ajunge în rai? Absolut toți. Și Dumnezeu ne aduce la existență cu acest scop, ca să ajungem în rai și să ne bucurăm veșnic de existență. Cum va exista acest rai? Cum este el? Care este intenționalitatea lui Dumnezeu pentru existența noastră veșnică? Nu pot răspunde că nu am ajuns acolo, dar sper să ajungem și eu și dumneavoastră să ne lămurim. Cert este că aducerea noastră la existență este o invitație perpetuă la acea existență bună. Dar, înainte de a ajunge acolo, noi suntem în anticamera aceasta a istoriei. În anticamera aceasta a istoriei avem posibilitatea și libertatea de a trăi raiul sau iadul. Avem libertatea de a naște binele în viața noastră și în istorie, sau avem libertatea de a naște iadul în viața noastră și în istorie. Și din nefericire, la granițele țării noastre se desfășoară un astfel de iad. Totul în numele unei obsesii naționaliste. Și chipurile justificate teologic de către Patriarhul Kiril și toată pleiada lui de ierarhi și de preoți, chipurile salvează Ucraina de decadența morală a vestului. Părinte, care este miracolul pe care îl poate trăi un om în viața aceasta pământească? Primul miracol este că a venit la existență când putea să nu vină. Primul miracol este că ne naștem pe pământ. Primul miracol că un alt miracol este că suntem materie care este reflexivă. Suntem materie, că la nivel subatomic, diferența între noi și un bolovan e de organizare a informației. Dar noi suntem o materie reflexivă. Mai mult decât atât, e o minune că putem privi și spre cer și putem vedea dincolo de noi. E o minune că se naște viață lângă noi. E o minune că avem comunitate științifică care poate într-un an să vină cu soluție medicală pentru o problemă pandemică care poate acum 500 de ani ar fi ras o treime din populația Pământului. E o minune oriunde ne deschidem ochii și privim. Problema este să ne deschidem cu recunoștință, să ne deschidem cu admirație, să deschidem ochii deschizându-ne și sufletele și vom vedea minuni acolo unde nici măcar nu ne putem imagina că ele sunt. E o minune când deznădejdea absolută a unei mame care și-a părăsit casa, munca, viața, soțul mort și fuge să-și salveze copiii într-o țară vecină, e o minune când este primită cu dragoste. O minune la care ea nu mai spera. Dar iată că și noi putem face minuni. Părinte, pentru că este Paștele, v-aș întreba care ar fi cea mai potrivită rugăciune pe care ar trebui să o facem acum?
este plină de bogăție toată această perioadă, dacă mergem la biserică și suntem atenți și descifrăm și deslușim afirmațiile care se fac în slujbă, este o celebrare a vieții acolo, este o celebrare a binelui. Nu știu, e foarte dificilă întrebarea dumneavoastră. Eu cred că ar trebui să ne predăm cu totul lui Dumnezeu. Eu cred că lecția de lângă noi ne arată foarte clar că n-am învățat ca și grup nimic. În țări care se mândresc cu creștinismul, se mândresc cu ortodoxia, țări, astfel de țări sunt capabile de astfel de orori. Chiar n-am învățat nimic. Și atunci putem și noi să spunem, Doamne, ce nu putem noi, plinește Tu, fă Tu. E clar că noi suntem limitați. E clar că fără El nu putem. Și atunci trebuie să facem gestul ăsta de predare. Suntem pierduți? Nu, dar ne putem pierde. E o alegere să nu ne pierdem. E o provocare să învățăm să nu ne pierdem. Suntem pe cale și pe drum. Și pe drum se pot întâmpla lucruri rele, dar în același timp drumul duce undeva. Să ne ținem de drum și să înțelegem pericolele drumului. Și să nu uităm cine suntem. Și cine putem fi. E cel mai important să nu uităm cine putem fi. Nu cine am fost. Ci... Cine putem fi, Părinte? Putem fi fii ai lui Dumnezeu. Așa ne-a promis. Așa ne-a promis, dacă facem faptele Lui, devenim fii ai Lui. Și cum arată un fiu al lui Dumnezeu? Câtă iubire poate locui într-un fiu al lui Dumnezeu? Asta. E mult mai important să nu uităm cine putem fi decât cine am fost și cine ne-a greșit în istorie și trebuie să ne răzbunăm noi după 100 de ani. De parcă mama cu copilul ucrainean are vreo legătură cu nu știu ce dictator care ne-a nedreptățit în istorie. Hai să uităm greșelile din trecut, să uităm relele din trecut, să nu cumva să uităm ce putem ajunge. Asta este marea rătăcire. Atunci pierdem drumul. Părinte, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Și vă spun, Hristos a înviat. Adevărat a înviat.